Am adresat o scrisoare primului ministru, guvernului României, ministrului de resort, fiindcă nu putem să tratăm cu superficialitate o lege. Dacă este lege, ca să reducem energia cu 50%, trebuie să o respectăm, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, la acea vreme. Numai că, ce să vezi, nimeni din guvern nu a sărit să dea curs solicitării președintelui CJ Hunedoara, așa că a început să curgă cu reclamații din partea locuitorilor care nu au cu ce plăti facturile. De data aceasta, șeful județului l-a luat la bani mărunți pe ministrul energiei, Virgil Popescu, abia scăpat de remaniere cu votul parlamentarilor PSD. Unde e reducerea, domnule ministru? Situația este revoltătoare, în condițiile în care, deși au respectat toți pașii, înaintând documentațiile solicitate, acești oameni nu beneficiază nici acum de tarife reduse cu 50%. Regret că, în urma apelului meu public făcut în luna iulie, lucrurile nu s-au schimbat în sensul respectării legislației în vigoare, a declarat Laurențiu Nistor în urmă cu câteva zile. Laurențiu Nistor a solicitat din nou public Ministrului Energiei să dispună urgent măsurile legale ce se impun, astfel încât locuitorii zonei să beneficieze de reducerea tarifelor la energia electrică și la gaze cu 50%. În hotărârea Guvernului numărul 323 din 1996, privind aprobarea programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, se regăsesc și locuitori ai municipiului Brad și ai unui număr de 15 comune hunedorene.